Băstra Giurgiu continuă cu stângul noul campionat al Ligii I fotbalistice. După un 2-2 în prima etapă cu Concordia Chiajna, giurgiuvenii au întâlnit acasă vicecampioana sezonului trecut, AS Ardealul Târgu Mureș. Echipă căreia i-a administrat un 3-1 în ultima partidă a campionatului trecut, ușurând steliștilor drumul spre titlu. Aseară a fost prăpăt pe Marin Anastasovici, cu o primă repriză începută foarte alert. În minutul 7, oaspeții au deschis scorul prin Gabi Mureșan, complet liber în careu, din centrarea lui Brandan. Peste doar 5 minute, ardealenii au dat din nou lovitura când în minutul 12, Silviu Lung Junior a greșit flagrant în momentul în care a vrut să dea o pasă la un coechipier. A lovit mingea slav până la Iasvici, care a marcat cu sânge rece după ce a trecut de portarul nostru și de Ricardo Alves. Astra revine în minutul 24, după ce Budescu l-a surprins pe Stăncioiu cu un șut de la aproximativ 30 de metri. Repriza se termină după ce același Iasvici reușește dubla printr-o execuție personală din afara careului, în minutul 41 în stânga lui Lung Junior. Repriza a doua, în ciuda mutărilor operate de Șumudică în apărare și pe centru, accente punctează din pasa lui Golanski. Era minutul 77. Astra asea 1-4 și spectatorii giurgiuveni încep să plece din tribune. Dar calvarul Astrei nu se oprește aici. Scorul final, Astra asea Târgu Mureș 1-5, a fost stabilit de bulgarul Manolov, care a trimis sub traversală după ce Golanski și-a trecut în contă o nouă pasă decisivă în minutul 89. După finalul meciului cu ASEA Târgu Mureș de aseară și acel devastator 1-5 de pe Marin Anastasovici, jucătorii Astrei au făcut pe supărații și n-au mai acordat interviuri ziariștilor. Obligat să vină la conferința de presă de după meci, tehnicianul Marius Șumudic a vorbit de oboseala acumulată deja de giurgiuveni, care au revenit vineri din Scoția, după un drum cu avionul de aproape 5 ore, care le-a pus mari probleme, dar una peste alta Șumudică și-a asumat eșecul. N-a mers nimic bine. Nu, un eșec usturător, rușinos pentru echipa noastră. Nu știu dacă am trăit, cred că odată când eram la Bistrița, în cariera mea de fotbalist, am mai pierdut, deci antrenor la Brașov. Deci este prima înfrângere la Astra, prima înfrângere a mea, dureroasă, dar ar trebui să ne aducă cu picioarele pe pământ, fiindcă dacă vom avea aceeași atitudine, cu siguranță nu ne batem nici la play-off, ne batem la play-out și nu ne calificăm nici cu Inverness. În afară de problemele astea, sunt mari probleme în alcătuirea lotului. Deci în momentul de față stăm în 19 jucători de câmp cu 2 copii. Ducem lipsă de atacant, încercăm să aducem atacant, să găsim, vedeți și dumneavoastră, joci cu Budescu, atacant, joci din două zile cu Budescu. Nu se poate, trebuie să, așa, Teixeira la fel, dar l-am adus, trebuie să joc cu el din două zile. Îmi asume eșecul, nu este vinovată echipa, eu sunt cel care sunt vinovat în momentul de față. Mai departe, voi spăla Rupert Fele în familie, fiindcă așa e frumos, nu trebuie să vii în fața presiei și acum să încep să acuzi în stânga și în dreapta, nu fac. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre victoria elevilor săi, fără a aduce aminte de vreo răzbunare, nesocotind că victoria usturătoare în fața giurgiuvenilor ar fi o palmă întoarsă pentru eșecul din ultima etapă. Se vorbește despre o palmă dată Astrei după meciul de acum 2 luni, când probabil ASEA-ul a făcut un pas greșit către titlu. Nu. Chiar le-am spus băieților, al joc astăzi trebuie să fim concentrați 100%, pentru că știam că vom întâlni un adversar bun, chiar foarte bun, cu jucători foarte buni, care au venit și cu moralul bun, câștigând în deplasare, nu în cupele europene, dar din fericire am făcut un joc foarte bun pe toată durata partidei și zic că am meritat cu prisoțința această victorie, chiar dacă scorul a fost prea mare. Mai multe amănunte despre declarațiile celor doi antrenori puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu a oferit sportivilor locali mai bine de o lună de fotbal, în cadrul campionatului sugestiv intitulat Uniți prin Fotbal. Competiția a fost găzduită pe terenul cu gazon natural din strada Plopilor și vineri seara a propus spectatorilor finalele campionatului. Pentru locurile 3 și 4 s-au întâlnit echipele Posesu și Videle și după un meci frumos și disputat, medalia de bronz a fost câștigată de echipa Posesu cu 10-7. Discutăm cu golgheterul finalei mici. Cum a fost competiția? Competiția a fost una foarte organizată și plăcută, din punct de vedere și sportiv și al echipelor. Supărați că n-ați intrat în finala mare? Nu, deoarece băieții au două echipe foarte bune, foștii campioni naționali, ISU și ceilalți jucători profesioniști. Nu suntem supărați, pentru noi cred că a fost maxim. Ce am plăcut oferi firma, fiind numai colegi, numai barman și ospătari. Felicitări! Mulțumesc frumos!
A urmat finala mare, parțial disputată în nocturnă, acest capitol fiind de lăudat organizatorii, dar și cei care administrează terenul de sport. De data aceasta s-au întâlnit echipele Vulturii și Salvatorii, meci de asemenea foarte disputat, dar care s-a detașat prin fair play și eleganța jucătorilor. Și pentru că cineva trebuia să-i învingă, a învins echipa Salvatorilor de la ISU, care astfel și-au mai trecut în palmares încă un titlu. Cum a fost competiția? A fost o competiție disputată, într-un spirit de fair play, o competiție frumoasă. Care este secretul succesului vostru? Un grup unit. Și atât. Spune totul, un grup unit spune tot. Ați jucat mult fotbal împreună? Da, jucăm de mai mult timp. Jucăm din 2006. Pe lângă reprezentanții Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu, care au fost organizatorii competiției, la festivitatea de premiere a câștigătorilor au participat și reprezentanții sponsorilor acestui eveniment, respectiv ai grupului de firme Nova Force și ai televiziunii Giurgiu, dar și deputatul Florian Nicolae, care a susținut sportivii și întrecerea. Locul 2! Să le dăm și lada de bere, băieților! Locul întâi și felicitări pentru efortul depus și pentru participarea la această cupă. Echipa Salvatorii! Am participat cu plăcere la festivitatea de premiere a acestei competiții a sportivilor din Giurgiu. Sunt deosebit de onorat să mă aflu într-un cartier din municipiul Giurgiu, mai puțin cunoscut de autorități, dar foarte bine cunoscut de către sportivi, pe un teren de sport natural, în care a fost desfășurată o competiție cu tineri fotbaliști, cu multă pasiune, multă dăruire și o competiție reală, în care a fost câștigată, bineînțeles, de către toți participanții, pentru că așa le stă bine să facă sport și să facă și performanță din sport. Îi felicit și le urez să aibă parte numai de bucurii. Mai multe amănunte despre această competiție puteți urmări imediat după știri, în partea a doua a ediției speciale.